Liceul, studenții studiază literatură italiană. Nu mai studiază cum se studia pe vremurile noastre, dar să zicem, studiază literatură italiană, pe urmă literatură sau engleză, dacă fac engleză, franceză sau... Nu există conceptul de literatură universală. Am înțeles. Elevii noștri îi cunosc pe Byron, pe Shakespeare, Victor Hugo, da. Da, de exemplu, da, eu la gimnaziu, acum vorbim de acum 60 și ceva de ani, la gimnaziu, clasa 4 sau 5, deci am făcut, eu făceam franceza și am studiat ceva de literatură franceză și pe urmă era în... și aveam o carte de antologică, unde erau bucăți din diferiți autori cu o scurtă prezentare. Deci, antologia avea acest spectru deschis spre celelalte literaturi, dar o bucățică din Shakespeare, o bucățică din Goethe, dacă dădea de el, așa, nu... Da, așa se explică faptul că nu-l cunosc pe Eminescu. Am înțeles. Și încă o întrebare, dacă permiteți. Da, dacă v-ați apropiat atât de mult și de celelalte literaturi, precum literatura spaniolă, celelalte limbi romanice. Eu cunosc bine literatura franceză și literatura franceză veche. Literatura franceză veche, deci limba, doc și lui. Le-am făcut la facultate. Literatura franceză, am luat diploma la Alliance Française, deci am făcut literatura franceză și o știam bine, dar o știam că trebuie să o studiez, nu că mă după ea, deși câțiva autori îmi plac foarte mult. Literatura germană, așa, ce trebuie. Nu, singura care îmi place așa, până la inimă, dacă pot să spun așa, este literatura română. Așa, acolo m-a regăsit. Dar am vrut să... M-ați întrebat ceva despre Alexandru Răpușneanu. Am pornit de la acesta, subliniind dezamăgirea pe care o trăiesc de fiecare dată, deoarece nu sunt cunoscute operele noastre celebre pentru noi, rămân celebre pentru noi. Am dat o lucrare de licență unei doamne mai în vârstă, născută în România, dar fata de italieni, și care în timpul războiului a venit în Italia și a rămas despărțită de familia ei care a rămas în România și după o viață destul de zbuciumată, când a ieșit la pensie, s-a înscris la facultate, la limbi străine, că a vrut să studieze limba și literatura română, să-și recupereze tinerețea ei. Și ca lucrare de licență i-am dat traducerea Nuvele Alexandru Răpușneanu cu o introducere pe care a făcut-o foarte bine. Trebuie să spun că aceasta novela este, am făcut și un curs, nu mai știu când, acum mulți ani, despre Alexandru Răpușneanu, care este o novelă nemaipomenită, este o piesă teatrală, de fapt. Așa e. Este o novelă în care trebuie să cunoști bine literatura veche, să iei bucățică din cronicar și să vezi cum acest geniu de autor a știut să transforme ceea ce era un pasaj cam crud din cronică, să transforme într-o piesă teatrală nemaipomenită. Și aveți niște autori care ar trebui să fie, ar merita să fie cunoscuți chiar pe plan european. Vă mulțumesc frumos! Domn profesor Merlo, care cerea dreptul la cuvânt, aveți microfonul?
Ați răspădeți cine să. Bună ziua! Încă o dată mulțumesc pentru că mi-ați permis să fiu și eu aici alături de voi în acest tip de conferință extrem de interesantă. În primul rând, aș vrea să spun o chestie așa la sufletească, că mă bucur foarte tare de fiecare dată când pot asculta pe doamna Vălmărin vorbind despre literatură și cultura română, pentru că învăț foarte multe lucruri. De fiecare dată am ceva de învățat. Vorbește mai tare că sunt surdă, sunt bătrână. Ziceam, mulțumesc pentru că am învățat foarte multe, ca de obicei. Întotdeauna este o plăcere și este și un avantaj pentru mine, pentru că mereu am ceva de învățat. Și dacă îmi dați voie, aș vrea să spun un lucru cu privire la ceea ce a făcut doamna Vălmărin. Din punctul meu de vedere, al unei generații care a venit după ce generația ei ne-a deschis drumul spre românistică, că, din punctul meu de vedere foarte personal, unul dintre cele mai extraordinare daruri pe care a avut doamna Vălmărin în ceea ce a făcut este originalitatea pe care a avut-o și de care a dat dovadă de fiecare dată când a abordat literatura română. Noi româniști din străinătate ne relaționăm firește cu bibliografia românească a problemelor. Doamna Vălmărin, din această bibliografie mereu a știut să treagă ceea ce este interesant, important din punct de vedere documentar, dar și din punct de vedere analitic, și întotdeauna a adăugat o perspectivă proprie extrem de originală. Ea a abordat unele teme despre care nu s-a vorbit multă vreme nici măcar în România. Deci, de pildă, multiculturalismul și plurilingvismul literaturii vechi sau o perspectivă nouă asupra literaturii din perioade fanariote. Deci, când a scris anumite lucruri, totdeauna a venit cu o perspectivă nouă, originală, dar extrem de documentată din punct de vedere filologic. Studiile ei rămân studii de referință. Studenților mei, eu le dau de citit studiile doamnei Vălmărin pentru literatura veche și pentru perioada fanariotă și pentru multe alte lucruri, pentru că sunt de referință, nu doar pentru românistica din Italia, dar spune și pentru românistica din România. Sunt niște texte extraordinare. După chestia asta, îmi fac să zic ceva despre Eminescu cunoscut. Nu, evident, are dreptate Luiza. Eminescu este un ilustru necunoscut în cultura italiană, afară de unele cazuri speciale a unor specialiști neromâniști care au avut legături diferite prin căi diverse cu cultură și literatura română. Dar, la nivel de cultură și de elită, nu vorbesc despre cultura rămasă, că nici nu intră aici în cultura de elită, nu este cunoscut deloc. Adică poate cineva a auzit că există, dar nu se cunoaște, nu a fost citit, nu intră în discuție când se face literatura comparată cu noua. Cu siguranță problema este, o parte a problemei sunt traducerile, evident, are dreptate doamna Vălmărin în acest sens, dar din punctul meu de vedere problema este și mai are și o latură mai adâncă și nu cred că se poate rezolva, de fapt este o problemă de nerezolvată, în sensul că lăsând o parte anumită mistică a literaturii, axiologie, estetică și așa mai departe, eu mă ocup de abordare istorică, asta e perspectiva mea. Deci putem discuta la nesfârșit despre valoarea unei opere literare. Eu cum am discutat din un punct de vedere. Problema se pune din punct de vedere istoric. Deci, Eminescu este produsul unui context cultural istoricește determinat, pe care îl și determină la rândul lui după un anumit timp. Deci, în afara acestui context, opera lui Eminescu nu poate fi înțeleasă în întregime și valoarea ei se pierde. Adică, dacă îl traduce Eminescu, oricât de bine l-ai traduce în contextul literaturii italiene, odată ce este transpusă în limba italiană, opera lui Eminescu se situează imediat în contextul literaturii italiene, prin forța mediului lingvistic în care este transpus. Ori, dacă îl iei pe Eminescu tradus în italiană, în cadrul literaturii italiene, fără să știi nimic despre opera lui Eminescu, din punct de istoric, în cadrul culturii de origine, nu are aceeași valoare. Nu poate să aibă aceeași valoare, pentru că odată ce îl pui în contextul literaturii italiene, îl pui alături de Leopardi, Carducci și de alți autori, Foscolo și alți autori de secolul XIX și își pierde complet identitatea literară pe care o are în contextul de origine. Această problemă, din punctul meu de vedere, este foarte importantă. Adică această latură a problemei este foarte importantă și nu se poate face abstracție de ea pur și simplu, dar, în același timp, mi se pare de nerezolvat. Pentru că procesul transpunerii într-o altă limbă îl transpune și într-un alt context cultural care îi schimbă complet valoarea.
Repet, nu discut acum despre axiologia literaturii, despre valoarea absolută pe care o are literatura lui Eminescu. Mă gândesc din perspectiva unei integrări a lui în cadrul unei posibile literaturi comparate în Italia, dar același lucru se poate spune și despre Franța, despre Anglia, despre Germania, despre orice țară. Odată ce îl scoți din context, pierde o parte din acea caracteristică specifică pe care o are în literatură română și pe care nu o poți recupera decât prin cunoștințe accesorii faptului estetic al literaturii. Deci nu știu ce se poate face cu chestia asta, cred că nu se poate rezolva. Bineînțeles, ar trebui cititorii să aibă și o cunoștință cât de cât a istoriei literare și a valorii lui Eminescu în cadrul culturii de origine. Ceea ce nu se poate pretinde unui cititor de rând și deseori nici măcar cititorilor de elită, să zic. Da, mulțumim. Cam asta ar fi ideea mea. Deci, ascultându-i pe cei doi colegi italieni, vă pot pune o întrebare marcată cultural. Cine e din nord și cine e din sud când îl auziți vorbind românește? Dar am să profit de pasul pe care l-a făcut profesorul Merlo ca să o invit să ni se alăture, fiindcă știu că are o listă lungă de întrebări, măcar cu câteva din ele, pe doctoranda noastră comună, pe Jessica Andreoli, care e online și care se pregătea de mult pentru această discuție. Jessica, ne auzi? Da, mulțumesc pentru prezentare. Eu aș dori să vă pun o întrebare legată de un articol publicat acum câțiva ani de Dorina Condiadere, de mine cu rezultate italiană. Ea indică Ramiro Smith, Umberto Cianciolo și Rosa del Conte ca din trei momente, etapele generaționale, istorice, critice, de soltare a experienței eminescene în Italia. Eu aș dori să vă pun această întrebare. Ce critici și traducători ați indicat ca succesori a acestei linii de traducere și de critică? Nu am înțeles aproape nimic. Deci, nu, se unde foarte post. Deci, te referi la un articol de Doina de Erăr, care indica pe Ortiz, Cianciolo și Rosa del Conte ca fiind principalii traducători ai lui Eminescu în Italia. Da. Sunt ei, ei au tradus. Da. Sunt alți traducători, au tradus parțial, cu rezultate, câte un text, câte un Luceafaru, câte un Seara Pedeal, nu știu, dar opera completă a fost tradusă de acești trei profesori, dar și un film a tradus poezia lui Eminescu. Altceva, deci, dar te auzim rău, dacă te poți apropia de microfon sau cum să mai... Da, ați venit și întrebarea în format scris, atunci îmi pare rău, nu probleme. Atunci, eventual, să scrii întrebarea încet, da. Pentru că te auzim foarte rău. Dacă mai sunt întrebări, așa. Stai. Iată întrebarea, Luiza, poate o vezi, stai să, dacă deschizi ce-a plecat. Trimite din nou, că a plecat din nou. Nu, apasă pe jos, pe dreapta, pe un dialog, pe o bulă de dialog care spune apri conversațiuni, apri chat. Nu. Sullo schermo. Nu, n-am așa ceva. Sì. O citesc eu. Doina Contraderer, în Eminescu și exegeza italiană, îi numește pe Ortiz, Cianciolo și Rosa del Conte ca, citat, vorbitori harnici ai culturii române în străinătate, indicându-i ca fiind trei momente, etape generaționale în dezvoltarea exegezei eminesciene. Ce critici și traducători ați indica, asta e întrebarea, ca succesori ai acestei linii de
traducere și de critică. Singurul care vine în minte acum este Marco Cugno. Dar Marco a lucrat mai ales la Luceafărul. Deci a produs un volum masiv despre variantele Luceafărului. Alți critici la ora attuale in Italia, io non so chi ne si occupa con Rinesco, traducatori non c'è tutta, ma appare che o lirica tradusa per coro, dar așa, o traducere sostanziale globale di Atuccia da mai apparuto. Ultimo volume di poesia fosse un volume pubblicato da Anna Recolte nel 1998, questo. Roberto, tu c'è altre idee hai? Eu aș avea. Da, și eu aș spune că după generația acestor trei pe care a citat Jessica, pe care îi discută și domnul Derer, singurul care s-a ocupat mai aprofundat de opera lui Eminescu este Marco Cugno, dar doar despre Luceafărul. Nu doar, dar în special despre Luceafărul. A publicat și un volum care a fost în română, în care a reconstituit istoria, structură și așa mai departe a poemului. Deci, cu siguranță, el, care a făcut și o exegeză foarte interesantă și a dat și o traducere foarte bună a textului lui Eminescu, deci a Luceafărului. Dacă îmi dați voie, dacă mă auziți... Da, te auzim. Da. Ok. Dacă îmi dați voie, vă citesc începutul traducerii, ca să ascultați cum sună în italian. C'era una volta, come in una fiaba, c'era e mai si era dato, una fanciulla oltremodo vaga di regale casato. Unica figlia ai suoi, raggiano incanti le sue fattezze belle, come raggio la Vergine tra i santi, la luna tra le stelle. Dall'ombra delle maestose arcate il passo lei affretta quel cantuccio presso la vetrata, che estero l'aspetta. Guardava all'orizzonte come sorge sui mari vincente, in uno dei mobili sentieri scorge le nere navi, pente. Lo vede oggi, lo vede l'indomani, così amore la prende. E lui, guardandolo per settimane, della bella s'accetta. E poi che lei poggiava le sue tempie e le mani sognante, per lui tutto il suo essere sempre d'amore palpitante. E di che vivido fulgore acceso al calare di ogni sera, verso l'ombra del castello protetto, quando apparsa. Deci, nu știu cât de bine înțelegeți italiana, dar sper că vă dați seama cât de bine sună în italiană. Și ritmic este singura traducere făcută în metru și în rimă. Există nenumărate traduceri și din când în când se mai trezește câte un diletant cu studiul malmărin care își încearcă forțele cu traducerea din Eminescu. Toate aceste traduceri, inclusiv făcute de români mutați, poeții români mutați în Italia sau cu astfel în italiană, sunt niște eșecuri colosale, niște eșecuri colosale, că nu doar că nu adaugă nimic cunoașterii operei lui Eminescu, ci și o dăunează substanțial prin traduceri demodate, fără nici o șansă de a câștiga un public vorbitor nativ în limba italiană. Deci aveți un volum recent, publicat în România, de traduceri de o asemenea autoră, nu vă citesc nici cum are rost. Dar există foarte multe traduceri. Eminescu este unul dintre autorii români cei mai traduși, din păcate nicio traducere nu este la înălțime. Ca să revin la întrebarea Jessica. Da, eu cred că Marco Cugno, pentru partea asta de critica Luceafărului, este singurul critic și exeget și traducător pe care aș putea să-l citesc cu încredere. Dar în prima fază a criticii eminescene, în faza filologică, în care fac parte Ortis și Ciaciolo, a fost urmat de o fază de exegeză poetică, cum este, care este reprezentată de doamna Del Conte, care este la ora actuală cea mai importantă și singura de fapt exegetă completă a operei eminescene din punct de vedere al valorii literare și nu pur și simplu filologic. Și bineînțeles, cum a spus abordarea doamnei Del Conte are o puternică bază filologică. Dar peste chestia asta s-a mai adăugat și o bază de interpretare literară, analitică, ce și-o pe departe.
singurul care a mai făcut chestia asta este Marco Curi, cartea despre ce a făcut și ce. În rest, nu prea știu. Repete, există nenumărate studii amatoriale, diletante și traduceri amatoriale, diletante, pe care nu merită luate în considerare, din acest punct de vedere. Acum, pentru că și Roberto a adus în discuție asta și a insistat pe prezența importantă a Rosei del Conte în eminescologie și pentru că probabil pentru participanții la școala de vară Rosa del Conte e numele de exeget italian al lui Eminescu, care, ale cărei scrieri le sunt cunoscute. Eu îndrăznesc să pun întrebarea, că eu îndrăznesc multe. A pus o întrebare. Vedeți, am încercat. Deci, Jessica punea întrebare, atunci revin la întrebările de pe chat. Fulvio Del Fabbro, subliniind circulația și difuzarea limitată a operei eminesciene, își expune rezervele cu privire la conceptul de receptare a operei eminesciene în Italia. Mai recent, în 2015, Manita vorbește despre receptarea eminesciană într-o perspectivă istorică și non-cantitativă. Care este poziția dumneavoastră cu privire la receptarea producției eminesciene în Italia? Deci, pot să răspund și la întrebare pe care i-a pus-o doamna. Deci, eu nu cred că receptarea este limitată de faptul că ne mișcăm într-un mediu de literaturi mici, pentru, între ghilimele, pentru că autori din literaturi mici, mici, totuși au reușit. Vine, exemplu care vine în cap acum este Ivo Andrić. Deci, literatura sârbă. Cine nu cunoaște literatura? Nimeni. Dar romanul lui a avut un ecou imens și este citit și astăzi. Deci, înainte de toate, trebuie găsit un traducător să se traducă ca lumea și să se facă, cum a tradus, de exemplu, traducerea pe care a citit-o acum Roberto, este un exemplu de cum ar trebui să se lucreze. Ce a întrebat, Ioana? Jessica se interesa despre receptarea, dacă există o receptare a producției eminesciene istorică, non-cantitativă, cum zice un anume Manita în 2015, invoca scepticismul lui Del Fabbro că nu există o receptare a operei eminesciene în Italia. Probabil ea se referă tot la filiera studiului Doinei Dără. Da, dar adică am discutat până acum. Da. Receptarea este foarte, foarte limitată. Și da, limitată, mai ales, la mediul universitar. Dacă am dat voie, spun și eu același lucru. Dincolo de cercurile specialiștilor, româniștilor, dincolo de cercurile româniștilor, receptarea propriu-zisă a lui Eminescu este non-existentă. Non-existentă. Statistic vorbind, că există 3-4 articole, studii, care au fost scrise de non-româniști sau de non-filologi cu privire la opera sau la figura lui Eminescu. Deci este absolut non-existentă. Nu este non-existentă. Nu este receptat. E ca și cum n-ar exista. Privind din perspectiva culturii italiene, Eminescu nu există. Pur și simplu, nu cred că dincolo de ceea ce a spus și Luiza foarte clar înainte, dincolo de cercurile specialiștilor, nu este cunoscut. Dar vreau să lasă cu o altă întrebare. Noi acum vorbim, evident, despre Eminescu, dar exemplul pe care l-a dat Luiza este extrem de grăitor și un premiu Nobel de secolul 20, nu de secolul 19, adică care nici nu pune probleme de natura culturală, ca și Ivo Andrić. Cât de mult este receptat în Italia, cât de mult este cunoscut. Evident, mai mult decât Eminescu, pentru că totuși a fost un premiu Nobel, dar nu pe atât de mult pe cât ai putea să crezi, până la urmă.
Deci, această obsesie a receptării operei Eminescu în cadrul literaturilor străine, mi se pare că ar trebui contextualizată puțin. Adică, ce am vrea să avem? Un autor, un poet român care este cunoscut de toți vorbitorii de limba non-română din Europa, așa cum este cunoscut în România, mi se pare imposibil. Adică această obsesie ar trebui un pic recalibrată cu privire la condițiile culturii contemporane. Adică cunoașterea culturii literare, în general, este foarte slabă, extrem de slabă. Italienii știu eventual, au auzit eventual de Ugo Foscolo. Dar te întreb câți l-au citit? Dincolo de cercurile specialiștilor, evident. Deci, mi se pare că ar trebui să gândim un pic altcumva. Adică să înțelegem mai bine ce am vrea să fie cunoscut în cultura italiană despre Eminescu și mai ales care este publicul țintă la care ne adresăm când formulăm o asemenea întrebare. Nu, un mic românist. Mulțumesc, Roberto, eu aș vrea să reiau întrebarea pe care încercam să o pun și care se întoarce la un nivel de istorie orală și de anecdotică a eminescologiei, pentru că doamna profesoară Luisa Valmarin poate să o facă. Aș vrea să o rog să ne evoce pe Rosa del Conte. Pentru mulți dintre cei prezenți e singurul nume de care leagă eminescologia italiană, ori tu ai fost studentă. Ce le pot spune unor cititori de azi ai exegezei Rosei del Conte? Este o exegeză extrem de exigentă. Deci, doamna del Conte a avut o pregătire critică extrem de deci, cum să vă spun asta? Ea terminase facultatea cu o lucrare de licență despre un roman cavaleresc, L'Entrée de Spagne. Și profesorul, relatorul ei, îi spunea că trebuie să spună că este o opera superbă. Și ea spunea că este ceva oribil. Nu s-a certat, a lăsat profesorul cu lucrarea de licență gata făcută și s-a dus la Borghese. Și la Borghese a făcut, cu Borghese a făcut o lucrare de estetică. Borghese fiind o personalitate de vârf în domeniul estetic din perioada respectivă. Și după ce, deci, are o pregătire filologică, pe de-o parte, și o pregătire estetico-filosofică, pe de-altă parte. Când a trăit în România, unde spunea ea că a picat din greșeală, pentru că ea ceruse la Ministerul de Externe să fie trimisă în Spania, ca profesor, ca lector de italian. Și s-a trezit în România. Bun. Dar imediat, după câteva luni, ea vorbea și înțelegea perfect limba română. Deci, a intrat în acest mediu și mai ales când a venit la Cluj, unde a avut niște prieteni de talia lui Lucian Blaga și cea mai bună prietena ei era Nuzi Vatașanu, nevasta profesorului Vatașanu, pe care am cunoscut-o la doamna del Conte. Deci, trăia într-un mediu foarte ridicat la nivel cultural și e normal că toată pregătirea ei, mediul în care a trăit, au transformat-o într-un fel de, nu știu cum să spun, de monument al culturii. Când s-a întors în Italia, era dor, spunea că era dor de România, de nu mai putea,
și s-a apucat să scrie această monografie despre Eminescu, tocmai din dorul României. Dar în această carte, bineînțeles, a intrat toată cultura ei. Pe de o parte, cunoștințele filologice, ceea ce explică cum poate pătrunde, cum a pătruns în limba lui Eminescu. Iar, de altă parte, are pregătirea ei filozofică, dar pregătirea filozofică înseamnă și că citea, spunea că s-a întâmplat prin România, a descoperit că exista existențialismul de care habar avea în România și într-o lună a citit un rasp întreg de cărți despre existențialism. Deci, partea filozofică, da, cunoștea cum, nu știu, alți profesori de o literatură modernă ca ea, cunoștea patristica orientală. Deci, când citește Eminescu, ea se folosește și de patristica orientală. Ea citea și greacă veche, și greacă modernă. Spunea că o citea așa, la prima vedere. Deci, are un substrat cultural și lingvistic cum foarte puțină lume din câte știu. Singurul care avea așa de multe cunoștințe era Virgil Câmbia, dar nu s-a apucat niciodată de Eminescu. Deci suntem la un nivel extrem de ridicat și aprofundat. Și pentru asta m-a trimis să studiez și filologia slavă și filologia bizantină. Deci, că să pot înțelege, nu Eminescu, că nu trecea, la epoca aia nu trecea prin cap să mă pute Eminescu, dar să pot înțelege ce înseamnă literatura română veche. Asta pot să vă spun. Și mi-aduc aminte de doamna Del Conte, care avea, vă spun sincer, un caracter infect. Concepea o jumătate de măsură, ori era albă, ori era neagră, culoarea gri n-a existat niciodată în viața ei. Dacă trebuia să lucrez cu ei, cu ea, să lucrez și gata. Deci, marea ruptură s-a produs în momentul în care eu m-am căsătorit și în plus cu un român și în plus am făcut și un copil. Deci, muncă de cercetare, la un moment dat, nu mai era pe planul întâi o perioadă, pentru că aveam altceva de rezolvat. Și cu asta s-a produs ruptura asta, care a fost foarte dureroasă pentru mine, pentru că eram obișnuită să mă duc la ea acasă și să lucrez și să citesc și folosesc biblioteca ei. Bun. Ruptura asta a continuat până când, doamna, bine, nu spun că la un moment dat mi-a spus că o să-ți stric cariera până când voi avea viață. Și eu mi-am făcut cariera, nu că dorea să devin profesor ordinariu, dar așa de ciudă să arăt că pot să și singură. Când am plinit 100 de ani, eu eram directorul departamentului și mă sună decanul, prietenul meu Antonelli, și spune, a întrebat doamna Melconde unde ești și a zis, trebuie să vin. Nu vin niciodată, nici moartă nu mă întorc. Și la un moment dat m-a sunat din nou și mi-a spus, uite, a treia oară a întrebat unde ești, să faci bine și vină imediat. A venit o studentă și a zis, vină cu mine că singură nu mă duc. Și așa m-am dus, am intrat în casa la ea și toată lumea o sărbătorea și am fost împinsă spre doamna Del Conte, care era într-un fotoliu și m-a îmbrățișat și atunci am reluat
operație care a fost destul de grea pentru că între timp avusese un ictus și vorbea foarte greu și mi-era greu să o înțeleg și trebuia să fie totdeauna cineva care să-mi spună ce spune. Și vreau să știe cum e universitatea, ce fac, ce se întâmplă și până când, până în sfârșit, am încercat să recuperez ce puteam să recuperez. N-am avut, trebuie să vă spun clar, că n-am avut niciodată curajul să-i aduc lucrările mele. Pentru că era în stare să ți le distrugă în două minute. Așa că asta este. Asta a fost experiența mea personală cu doamna de Conte, de la care am învățat tot. Am învățat și să nu să rămân cu spinarea dreaptă, ceea ce știam deja de la casa, dar și să nu accept compromisul de niciun fel. Dar am plătit. Am plătit foarte scump. Dacă mai sunt întrebări, ne apropiem de termenul pe care ni l-am propus și noi, mai ales noi bătrânii, între noi doi, Roberto, văd că și doamna profesor Hedeșan e cu noi, am tot pune întrebări spre doamna Valmarin, dar n-am vrea nici să o obosim pe dânsa, așa că vă lăsăm pe voi, tinerii participanți ai școlii, dacă mai doriți să-i adresați întrebări în această, în această discuție, care, iată, se dovedește substanțială în fiecare moment al ei. Da? Corina? Corina Croitoru? Da, vă mulțumim foarte mult, doamna profesoară, pentru acest dialog fascinant și pentru evocarea emoționantă, după care mi se pare că nu mai merge încă o intervenție, dar m-am răzgândit și nu o să vă mai întreb dacă ați crede într-o rescriere a prologului Țiganiadei, continuând acea interogație retorică a lui Buda Aideleanu despre unde ar fi fost Hector și Ahile, dacă n-ar fi fost Homer, dacă ați crede într-o continuare care să sune cam așa, unde ar fi fost Homer, dacă n-ar fi fost traducătorii lui. Voiam să vă întreb ceva legat de importanța traducătorilor în contextul situației mondiale, dar, repet, m-am răzgândit, așa că am să vă spun doar un singur sfat, dacă ați putea să ne dați un singur sfat nouă tinerilor cercetători, care ar fi acela, doamna profesor? Care ar fi un sfat. Un sfat. Ce să vă sfătuiesc? Să studiați cu plăcere. Pentru că dacă n-ai plăcerea să studiezi, e foarte obositor, e foarte greu. Te sună, mai vii, mai ai altceva de făcut. Dar, într-adevăr, dacă ai plăcerea să studiezi, când ai terminat să studiezi, ești mulțumit. Dacă nu, dacă studiezi pentru că trebuie, nu te sfătuiesc. Vă mulțumim. Să vezi. Pe această temă a plăcerii vă propun să încheiem. Doamna profesor, aveți ultimul cuvânt. Am ultimul cuvânt. Nu, vreau să spun, apropo de Omero, și de Iliada. Noi am studiat Iliada în traducerea lui Vincenzo Monti, care se pare că a fost scrisă în italiană. Și acum s-a retradus. Dar traducerea asta provoca ura lui Foscolo, care e născut la Zante și deci fiind grec și știind greacă, nu era în stare, n-a fost în stare să traducă o Iliada, pentru că la un moment dat nu mai era Omer, era el. În timp ce Vincenzo Monti, ca poet, nu era mare personalitate, dar era un versificator excepțional. Deci, cu
versurile sale cu Omerul lui Vincenzo Monti, am învățat noi. Nu știu dacă Roberto sau Roberto a deja trecut la... Cine l-a mai tradus? Rosa Calzecchionesti. Chionesti, da. Asta este. Eu am început că canta Nodiva del Pelite Achille Mira Furesta che infinite adusse tutti agli achei. Pentru mine, Iliada, tradusă asta este și rămâne asta. Deci, să găsim un traducător. Marco ha tradotto, Roberto, Marco ha tradotto tot Luceafarul, nu mi-aduc aminte, sau numai bucăți? No, tot Luceafarul, întreg. În carte este. Sì, sì. Da, este în carte, este singura traducere completă, un metru și rimă. Da, e, ar trebui să se treacă și la celelalte poezii, dacă se poate. Și cine se apucă? Și cine? Bine, cine are darul? Pentru că e vorba și de un dar. Da, mulțumim, mulțumim tuturor, a fost o întâlnire extraordinară și nu pot decât să mă bucur că școala de vară continuă la acest nivel înalt. E adevărat că după ștacheta pe care o pune doamna profesoară Luisa Valmarin o să ne fie greu, dar vom relua, vom încerca. Vă invit pe toți într-o pauză, v-aș da eu cafeaua, dar nu pot, și ne revedem aici la ora 16 când voi reiniția un apel pentru tot grupul. Mulțumesc!